și am o nouă subscripție. Bathing in the light that you share, you light the sun. Who am I to think how it be if you were mine? Hola, hola, bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi vin cu o nouă subscripție, pentru că dacă tot încă sunt în dubii și mă gândesc tot mai serios să renunț la Lup Fantastic, am început să caut ce alte subscripții se găsesc în Franța și oferta este una foarte, foarte mare, dar m-am limitat la cutiuța asta mititică. Se numește My Crazy Box și costă 13,50 €. Teoretic costă 10 euro, dar plătești 3,50 € pe transport, deci 13,50 €. Este o cutiuță, de fapt, ce vine doar cu produse de machiaj. În general, sunt produse din acestea de tip drugstore, adică mai accesibile ca preț. Și luând în calcul faptul că eu atunci când cumpăr produse de machiaj, de obicei merg mai mult spre parfumerii sau pe o altă gamă de produse, m-am gândit eu că ar fi interesant să încerc și această subscripție. Mă pot dezabona, de fapt, oricând vreau eu, așa că nu este nicio problemă. Însă, haide să vă arăt ce am găsit în această lună. De fapt, este din luna aprilie, doar că eu filmez destul de târziu acest clip, suntem deja în mai. Însă, da, cam așa se prezintă și avem aici o cartolină care spune Enjoy Sunny Days, iar pe spate avem informațiile despre fiecare produs în parte și prețul de vânzare al acestora. Așa că hai să trecem la treabă. În primul și în primul rând avem rujul de la L'Oréal Paris din gama Ultimate Ultra Matte Le Macarons și avem aici nuanța 828 pe care o și am astăzi pe buze și ne spune aici că este un must have și voi fi de fapt mereu în tendințe cu acest ruj pigmentat într-o versiune mată care nu usucă buzele, iar valoarea acestui produs este de 15,90 €, deci din start și-a depășit prețul cutiei. Ce vă pot spune eu despre acest produs? Îl port de mai bine de jumătate de oră. Este destul de lipicios, așa ca și senzație, este uscat, dar este destul de lipicios și acum nu știu sigur dacă usucă buzele sau nu, dar din cauza că se simte lipicios, nu este chiar cel mai confortabil. Însă, aplicarea este una foarte ușoară, asta mi-a plăcut destul de mult, adică are treaba asta și ajută la o aplicare ceva mai precisă și ușor, rapid. Așa că, da, mă voi juca în continuare cu el, eu una mă declar mulțumită, pentru că, sincer, eu nu aș fi mers în magazin să cumpăr produsul. Mai departe, avem un alt produs de la o marcă pe care eu nu o cunosc, Leticia Well se numește și avem aici o pudră matifiantă care se prezintă cam așa, este nuanța N33 și are 8 grame de produs. Ne spune aici o pudră matifiantă pentru un ten de porțelan și ne spune că această pudră ne va ușura viața, ne va permite, de fapt îi va oferi machiajului nostru o durată ceva mai lungă de viață și va rămâne perfect fără efort. Așa, ne spune aici cum să folosim. Produsul în magazin se comercializează cu 12,40 €. Eu nu am mai auzit de acest brand, într-adevăr, însă ce vă pot spune, pentru că, din nou, am testat produsul înainte să-l folosesc și dacă vreți să fac tot try on style, așa cum fac cu celelalte subscripții, vă rog să-mi spuneți în comentarii, însă este o pudră foarte fin măcinată, este o pudră foarte plăcută care fixează bine fondul de ten sau ce produs folosiți, cel puțin în cazul meu a fixat bine fondul de ten, fără să îl încarce și să-i dea aspectul acela foarte, foarte prăfos. Acum, la capitolul rezistență, încă nu știu ce să vă spun, pentru că și pentru mine este un produs foarte nou, dar voi reveni pe parcurs cu alte detalii.
Mai departe avem un creion jumbo, din nou de la un brand pe care eu nu-l... Ah, tot de la Leticia Well, așa, tot un brand pe care nu-l cunosc. Și ne spune aici că să îl putem pune cu ușurință în poșeta noastră. Este un produs care ne va da acea privire de leoaică în 5 minute. Se comercializează cu 5,90 euro și vine cu o parte maro pe care am folosit-o și eu astăzi ca bază pentru fardul meu și are și o parte neagră pe care am folosit-o foarte, foarte puțin pe conjunctivă și din câte văd se păstrează destul de bine pe conjunctivă, eu având ochii ușor lacrimogeni, ceea ce mi se pare foarte interesant. Cam așa se prezintă, plus că unul din capete are și ascuțitoare, ceea ce mi se... din nou, foarte interesant. Haideți să vă fac și un swatch al rujului, pentru că ar fi mai interesant. Are o consistență destul de groasă, i-aș spune eu, și cam așa se prezintă. Este o nuanță numai bună pentru sezonul cald. Următorul produs este un creion de buze și este un mega creion de buze, după cum se vede, de la Lovely Pop Cosmetics. Din nou, nu am mai auzit de acest produs, în nuanța roze, și ne spune aici că este perfect pentru conturul buzelor, o culoare frumoasă pentru a ne desena conturul buzelor. Trebuie folosit pe buzele hidratate în prealabil cu un balsam foarte gras. Odată ce ne-am făcut conturul buzelor, umplem mai departe și aia e, după venim, bineînțeles, cu un ruj. Produsul se comercializează cu 4,90 euro. Eu nu am mai auzit despre el. Într-adevăr, are o formulă destul de uscată pentru gustul meu. Cam așa se prezintă, însă în general formulele acestea, care sunt atât de uscate, ajută la rezistența rujului nostru sau de multe ori mie îmi place să folosesc creioanele ca atare, fără un alt ruj, pentru că așa știu sigur că îmi vor rămâne mult mai mult timp pe buze. În fiecare lună această cutiuță vine și cu un produs în plus, deci în general are 4 produse în full size de machiaj și vine și cu un produs în plus. Acum depinde de la lună la lună. În această lună este acest burete de silicon pentru, spune aici că este potrivit pentru a ne machia la perfecție și ideal pentru fondul de ten. Cam așa se prezintă, eu nu l-am folosit și nu știu dacă îl voi folosi, pentru că, în general, eu am bureței mei pe care îi folosesc cu regularitate și cu care avem o relație foarte bună. Dar este un produs interesant pentru cineva care abia își construiește colecția de machiaj și vrea să testeze produse. Mi se pare o chestie foarte interesantă. Așa că da, cam acestea au fost produsele pe care eu le-am descoperit în subscripția My Crazy Box. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți voi despre această nouă subscripție și, desigur, dacă vreți să fac variante din acelea try on style în care să le încerc, să vă insereți clipuri și așa mai departe. Mie una mi s-a părut interesant această subscripție și momentan îmi place, adică cele 3 produse vor rămâne cu siguranță în colecția mea. Din start doar cu acest produs și-a depășit prețul. Nu este o subscripție scumpă, este o subscripție accesibilă ca brand, ca preț, nu ca brand. În felul acesta descoper și eu mai multe produse accesibile și vă pot vorbi despre ele, desigur. Așa că da, aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, v-am pupat și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!